Mă numesc Mihai Iacob, am 19 ani și sunt voluntar la Tășculeasă Social de aproape 3 ani. În cadrul acțiunii Camionul de Crăciun, în anii trecuți, veneau în jur de 20 de camioane din Germania, toate plecau deodată și ajungeau la Bistrița, unde l-așteptam cu drag toți voluntarii de la Tășculeasă. A doua zi, fiecare camion, împreună cu o echipă de voluntari, pleca pe câte o rută, rută care cuprindea mai multe sate, unde ne opream și erau împărțite cadourile elevilor și tuturor copiilor care erau înscriși la școală sau grădiniță. Ne ajută bunico! Ține via Transilvania, da? Da! Uite, e traseul ăsta care trece pe aici, uite. Am venit, am vopsit gardurile, am pus borne, că tu stai chiar pe aici, aproape de el, nu? Da. De ce clasă e? Anul acesta a fost unul diferit, dar asta nu ne-a împiedicat să organizăm această acțiune. Ne-am conformat regulilor și legilor în vigoare și am făcut câteva schimbări asupra modului în care se desfășoară acțiunea. Camioanele cu cadouri din Germania nu au venit deodată, ci au venit pe rând. Și acestea au mers fiecare către comunitățile în care urmează să fie împărțite cadourile, iar o componentă foarte importantă în acesta a fost implicarea comunităților și autorităților locale, care cu ajutorul voluntarilor Tășculeasă Social au împărțit cadourile. De acolo trebuie să mergi. Ia pe la copacul ăla mic este drum. Da. În zonele foarte greu accesibile, echipe de voluntari de la Tășculeasă Social au mers chiar din ogradă în ogradă, din gospodărie în gospodărie să împartă aceste cadouri. De exemplu, săptămâna trecută am fost în cătune precum Ciosa, Iliuța Bozghi, ieri am fost în comuna Poiana Stampei, în satele Tătaru și Alexeni, iar astăzi împărțim cadouri în Piatra Fântânele. Da, așa tot cum vedeți, cum facem lucrurile astea împreună și așa, numai împreună putem să trecem cu bine peste toate până la urmă. Cum dă Dumnezeu, da. Foarte bine. Da. Pentru mine e a treia ediție de Camionul de Crăciun și este unul dintre cele mai dragi proiecte de la Tășculeasă, deoarece ai contact direct cu oamenii care te încarcă cu o energie de nedescris și contact direct cu cauza care te motivează să faci lucrurile mai departe. Cadourile sunt făcute de copii din Germania. Noi facem acum un proiect foarte mare, se numește Via Transilvanica și un traseu, poate ați văzut pe aici niște pietre, teuri pictate pe garduri, care trec un pic mai jos pe acolo, ăla îl facem noi, are 1400 de kilometri. Mai sunt doi micuți în casă. Noi de obicei facem ori plantări, ori am făcut ecologizări, odată am strâns 70 de tone de plastic. Știți cât e 70 de tone de plastic? E așa o piramidă mai mare decât casa voastră. De ce ai primit? Dulciuri, ia. În anii trecuți am rămas impresionat de condițiile grele de viață în care trăiesc unii oameni, dar cel mai tare m-a marcat anul acesta, deoarece am ajuns în locuri unde încă nu există curent, adică nu numai cu oamenii, să zic, nu au internet, dar nu au nici măcar frigider sau lumină, lucruri care în viața unui om din secolul 21 sunt absolut esențiale. Tășculeasă e mai mult decât un loc pentru mine. Ea e reprezentată de oamenii care vin aici și care dau energie locului și de valorile care sunt promovate aici, pe care și eu le împărtășesc cu drag, și toate aceste lucruri îmi conferă un sentiment de acasă.